Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia să vorbesc cu doi oameni deosebiți pe care i-am întâlnit la biserică, doi prieteni foarte faini și am să vorbesc acum cu ei. Domnul Iisus, vă binecuvânteze, bine ați venit! Dumnezeu să te binecuvânteze! Ce faceți, dragilor, cum sunteți? Suntem bine, am ajuns cu bine. Deci voi veniți acum din alt oraș, deci nu sunteți din Cluj, apreciez mult că v-ați sacrificat sâmbăta asta. Da, am venit din Deva și Dumnezeu să aibă milă. E bun, e bun. Raluca și Oli. Da. Oli, îți place să se spună, Oli, îți spun prietenii tăi. Puțin despre context, cum ne-am întâlnit. Într-o seară la Biserica Betel, era tineretul fain frumos. Stăteam în sală și la un moment dat văd o fată îmbrăcată toată în alb, care ies în față. Și am zis că abia știu să văd ce are de spus. Și erai tu, Raluca, și ai spus atunci o mărturie care literalmente o cercetat întreaga sală. Imediat am scris prietenul meu, Iosif, trebuie neapărat să vorbim cu ea, să facem un podcast împreună. Cred că mulți oameni o să fie întăriți. Și abia așteptăm să ascultăm și mărturia ta, dragole. Dar v-aș pune o întrebare la amândoi înainte de a intra propriu-zis în discuția noastră. Cum v-ați descrie voi în câteva cuvinte? Și ladies first, aș începe cu ea și după aia cu tine. Cum te descrie în câteva cuvinte? Pentru cei care nu te cunosc. Cred că cel mai bine m-ar descrie cuvântul ăsta, energică. Sunt o fire foarte energică, dar și sensibilă în același timp. Am un suflet mare și slujesc pe Dumnezeu cu o mare dragoste și cred că râvna se vede și e un lucru care mă descrie foarte, foarte mult pe mine. Ce fain! Tu, Oli? Sunt un om răbdător, cred că direct, curajos și cam atât din câte spun prietenii. Nu vreau să mă laud cum ar veni. E foarte fain! Bun, te rog frumos să ne spui, Raluca, puțin despre trecutul tău. Când te-am văzut în față, repet, te-am văzut toată îmbrăcat în alb, am zis, bă, ăsta e din al șaptelea neam de pocăiți. Am zis că fratele meu, fată curată, frumos, cum vorbește, cum articulează gândurile, versetele și ceea ce face, dar este o poveste pe care mulți nu o știu și aș dori să vorbim puțin. Povestește-mi despre trecutul tău, de unde te-a scos Dumnezeu, ce ai făcut și mai departe. Dincolo de aparența de fată frumoasă și o fată la locul meu, am fost o fată foarte rea, pot să spun, o fată care a venit dintr-un mediu în care a forțat-o să se depărteze de Dumnezeu. Eu am crescut într-o familie de ortodoxi și nu eram învățată decât cu tradiția, știi, cum mergi la ortodoxi, te duci de Paști, de Crăciun, dar nu eram eu obișnuită cu să mă rog foarte mult, să citesc din Biblie, cum se face acum la noi. Și ai mei tot timpul forțau chestia asta că, ok, mergem, facem brad de Crăciun, asta pentru noi era Dumnezeu. Deci pentru noi tot ce se întâmpla era tradiție și nu o relație cu Dumnezeu. Și în familia mine n-am crescut cu părinți credincioși cum au avut alții ocazia și tocmai de aceea mi-am permis cumva să mă apropii de oameni care să fie departe de Dumnezeu. Mm. Și pe la vârsta de 11 ani, gândește-te că eu am început să merg în cluburi. La 11 ani eu mergeam în cluburi în Timișoara și plecam de la Deva pentru că am o soră care e mai mare cu 6 ani ca mine. Și cum ea era la facultate, eu încercam să mă apropii de oamenii care erau mai mari, de oameni, deci eu la 11 ani stăteam cu oameni de 26 de ani și încercam să fac ceea ce fac ei pentru că mă simțeam mai cool, mă simțeam mai ok, fumez, că pe la 12 ani am încercat să fumez. Acceptată de grup. Exact. Mă simțeam efectiv integrată, știi? Și simțeam sentimentul ăla de apartenență, știi? Efectiv cum te simți, ok, toată lumea te acceptă dacă faci ceea ce fac ei. În momentul în care nu faci ceea ce fac ei, atunci intervine excluderea. Nu mai ești cool, nu mai ești. Exact. Și am observat chestia asta, chiar dacă nu eram conștientă, și mi-am dat seama rând pe rând că trebuie să fiu ca ei. Am început să fumez. După care am început tot pe la 11, 12, 13 ani să beau și nu că beam un pahar, două pahare și așa, deci eu efectiv beam cot la cot cu cei care erau mai mari ca mine și având în vedere că eu aveam 11 ani, tu îți dai seama, sistemul imunitar, toate lucrurile astea mi s-au distrus de la o vârstă atât de fragedă și am început să beau
cu prietenii lui soră mea, tot așa, plecând în tot felul de contexte. După care am ajuns la vârsta de 16 sau 17 ani, petrecăreață, eram o fire foarte petrecăreață. La mine nu exista weekend în care să nu plec de acasă. Mă certam foarte des cu ai mei și le spuneam: lăsați-mă să merg la Antol, lăsați-mă să merg la petreceri, lăsați-mă să merg, că eu vreau să merg. Dacă nu mă lăsau, fugeam de acasă. Deci am fost atât de rebelă, cred că ăsta ar fi cuvântul care m-ar fi descris înainte, știi? Rebelă. Părinții mei stăteau și plângeau acasă, cu toate că nu erau pocăiți. Mama a suferit foarte mult, da? Deci maica mea e pocăită, tatăl meu este ortodox și mai am în familie, suntem împărțiți, știi? Jumate sunt, jumate nu sunt întoși la Dumnezeu. Și la noi nu a fost niciodată exigența asta să spui: ok, trebuie să mergi la biserică, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci asta, pentru că mama mea nu putea să mă oblige, știi? Și ea suferea, se suferea foarte mult și se ruga pentru mine, știi? Dar în momentul în care a văzut că deja mă depărtez de Dumnezeu și cumva cu creșterea, cu trecerea anilor am început să fac chestiile astea, a suferit foarte mult. Și am ajuns nu numai că să mă duc de partea diavolului, pentru că n-ai cum să spui din moment ce tu petreci, bei, fumezi, te droghezi și faci toate chestiile astea, eu sunt al lui Dumnezeu, eu sunt creștin. Nu, creștin, părerea mea, este un om care îl urmează pe Hristos. Și eu când am aflat chestia asta peste ani și ani, am zis: ok, Doamne, eu chiar nu sunt creștin. Adică eu degeaba mă proclam creștin dacă eu nu trăiesc cum a trăit Iisus. Pentru că noi asta vrem să facem și asta trăim de fapt acum, în prezent. Trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus, ceea ce a făcut El. Și am avut un anturaj foarte prost și mama mea s-a pus foarte mult pe rugăciune și rugăciunile ei nu m-au lăsat să stau foarte mult. Ți-am zis că pe la 16 ani, 17 ani, dacă nu greșesc, am început să mă droghez. Am încercat să fumez anumite lucruri și să stau în anturaje care se drogau foarte mult. În momentul ăla mi-am pus un semn de întrebare și chiar să-ți povestesc o experiență foarte faină când vine în minte. În timp ce pentru prima dată am încercat să trag din anumite chestii, din droguri și așa, ne-am strâns la oaltă și bunica mea, care e pocăită, m-a sunat exact în momentul în care trebuia să mă duc să fumez. Și mi-a zis așa: Ralucuța, și acum țin minte, eram în baie, eram într-o stare de ebrietate foarte mare și plus că eram micuț, adică eu eram la o petrecere, știi? Și m-a sunat și mi-a zis așa: Ralucuța, am din partea Domnului să spun ceva. Nu știam ce înseamnă din partea Domnului, am crezut că e nebună, îți dai seama, Doamne, ce are femeia asta, știi? Și am stat așa și m-am șocat și zic: ce? Spune-mi că mă grăbesc, că aveam ceva de făcut. Și zice: știu că vrei să faci ceva și faci greșit. Și dacă vei face acel lucru, vei regreta toată viața ta. Că mi se face pielea de găină. Deci, efectiv, am plâns. Și tot ce erai... Deci, te drogai? Aia a fost prima dată, înțelegi? Și în momentul când am încercat să trag din iarbă, să trag din țigările alea, înțelegi? Ea înainte... Vorbim de marihuana? Deci, nu știu, eu nu mă pricepeam cu chestia asta, deci am eram mic. Eu știam... Ceva ce s-a dat, ce exact. Ai văzut la alții. Și... Da, deci eu am văzut că toată lumea făcea ceva și am ridicat și o mână, ca un copil mic, știi? Da, vreau să încerc și eu, vreau să încerc și eu. Și toată lumea spunea: Raluca, vezi că nu faci bine, cu toate că nu erau creștini. Raluca, vezi, ai grijă, ai grijă. Și eu eram: nu, lăsați-mă, că voi îmi vreți rău, că părinții îmi vreau rău, că prietenii îmi vor rău, știi? Și mă impuneam tot mai tare, tot mai tare. Și în momentul ăla când mi-a zis bunica mea, am picat pe jos în baie, efectiv, și am început să plâng. Și eu știam că am un Dumnezeu mare, înțelegi? Eu știam că am un Dumnezeu care mă ascultă. Deci vezi, ăsta e Duhul Sfânt care survolează, vrea să te scoată de acolo, exact. Strimite în științare după în știința. Exact. Și în momentul ăla am picat pe jos în baie și a venit cineva și a zis că ce ai pățit, nu știu ce. Și mi-a citit lacrimile așa și zic: nimic, eu mă duc și fac și nu știu ce. Și m-am dus și crede-mă că în prezent, din toți câți eram acolo într-un cerc foarte mare, am fost singura care s-a simțit rău. Singura care a ajuns peste 6 luni de zile, și o să-ți povestesc chestia asta, am ajuns doar peste 6 luni, am ajuns la spital din cauza unui atac de panică. 6 luni de zile am tras și m-a chinuit diavolul cu chestia asta, pentru că chiar dacă doar am încercat, am avut o experiență pe care nu i-aș dori nimănui să o aibă. Am avut anumite vedenii cu oameni giganți, haluginații, chestii extraordinar de wow, pe care eu ca și copil n-am crezut vreodată, știi? Adică eu nu știam în ce mă bag, știi? Și
Asta sfătuiește. Ce lucru horror, practic. Exact. Acum. Deci eu n-am văzut în viața mea chestiile așa, dar toată lumea spunea, văd oameni giganți, văd oameni, dar era cu totul și cu totul, nu era ceva pastile. Nu, era o țigară pur și simplu, știi? Și eu am crezut că e o țigară normală, așa, că a, ne jucăm, știi? Dar uite că din joacă, diavolul profita de chestia asta ca să mă facă pe mine să am chestiile astea, știi? Da, o portiță deschisă, i-o dat dragului posibilitatea să bagi cu bocanci în viața ta. Exact. Îi dai puțin. Îi... Am început să am stare de panică, îmi bătea inima foarte tare, eram foarte, foarte agitată și în momentul ăla am sunat acasă și am zis că trebuie să merg acasă neapărat și m-am pus în pat, ai mei nu știau nimica de mine, părinții mei niciodată nu au fost să mă încurajeze cu așa ceva, mă chemau acasă tot timpul, Raluca, nu mai fai aia, nu mai fai aia, dar eu eram foarte, foarte rebelă, știi? Și au trecut ani și am fost la foarte multe petreceri, am început să am tot așa prieteni care se drogau foarte mult, am început să ascult muzică techno, muzica techno și chiar vreau să spun, e efectiv, nu știu dacă știu oamenii, dar... Zbunți. Exact, chestia asta... Și școală. Exact, am ajuns la un moment dat să merg la o petrecere, eram în Timișoara la Ponton și sora mea, care era cu iubitul ei și nu erau pocăiți, nu suportau să stea acolo. Și eu, care eram o fată credincioasă, m-am dus în fața scenei, dădeam din cap în continuu, știi? Și ziceam, aici e viața mea, asta e petrecere, frate, asta e viață, viața mea e să mă duc în club, să mă distrez, să beau, să plec, eu aveam vise, să plec în America, să întâlnesc tot felul de oameni cu care să mă duc la tot felul de petreceri. Deci atât de mult m-a măgit Satana, înțelegi? Dar pentru că... după ce se terminau lucrurile, să mă scuzi, nu te simțeai goală prin interior? Nu. Deci voia mai mult. Exact. Era efectiv ca și cum ziceai că-s posedată. Stăteam în față de deani din cap și nu mă mai săturam de nimic, știi? Deci îmi plăcea foarte mult melodiile, îmi plăcea foarte mult, pentru că, uite, oamenii care ascultă techno, chiar văd că au problema asta. Ei nu se pot dezlipi, efectiv. Deci ei... O adicție. E o adicție, da, și mai ales și la festivale. Ai văzut că la toate festivalele, da, da. Techno, 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 techno. E bine, eu din moment ce am observat că techno ăsta mi-a adus peste câțiva ani, am ascultat undeva la 2 ani, 3 ani de techno, am început să am gânduri de sinucidere. Dar nu numai, că asta e chestia, când se uită acum ce am spus, du-te bă de aici, că e doar un genul muzical. Nu e doar techno. Nu. Techno plus droguri, plus locuri exact. Infecte, plus oameni nepotriviți, plus astea și toți dracii ăștia să pună asupra ta și mai scapă de acolo. N-ai nicio șansă, fără Dumnezeu n-ai nicio șansă să scapi. Asta cred mulți oameni, că vreau să-mi scap de droguri, vreau să scap de țigări, vreau să scap și eu să... Toată lumea scrie, Raluca, cum ai scăpat de aia? Raluca, cum ai scăpat de aia? Dar ideea care e? Eu nu puteam să scap singură. Oamenii asta nu înțeleg, știi? Îs niște demoni atât de puternici. Mai ales în lumea techno, în lumea muzicală asta, în lumea festivalilor, oamenii habar n-au de chestia asta. Și acum, după ce m-am întors la Dumnezeu și am aflat chestia asta, realizez cât de mare influență au chestiile astea asupra omului. Cred că e foarte important ca oamenii să înțeleagă că nu este doar un festival, nu este doar o muzică, nu este doar un anturaj, ci în spatele tuturor lucrurilor există lucruri mult mai grave. Și lucrurile astea te pot duce, cum au dus și pe mine, la o exagerare și te pot trage mult, mult în jos. Dar, cum am spus, Dumnezeu nu m-a lăsat să stau foarte mult acolo și am început să merg cu mama mea, pentru că mama mea, cum ți-am zis, era pocăită și mă tot chema la biserică. Mie nu-mi plăcea, adică mergeam doar de obligații, știi, că sunt foarte mulți care zic, ok, merg la biserică, nu-mi place, nu știu ce, dar a fost foarte important, știi? Chiar dacă nu-mi plăcea, e important să mergi la biserică. Și m-a dus de mică cu ea, știi? Și m-a învățat, uite, trebuie să te rogi, uite, trebuie să asta, cu toate, eu aveam niște baze, înțelegi? Deci eu știam că există un Dumnezeu, că există toate lucrurile astea, mă rugam seara, nu știu că eram în stări, anumite stări care eram de ebrietate și eu mă rugam. Deci eu mă rugam la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, Doamne, eu nu mai vreau să fumez și așa mai departe. E bine, chestia asta am experimentat și vreau să povestesc o fază foarte faină. Eram cu mama mea la Oradea și am ajuns la o conferință unde veneau oameni din America. Eu aveam undeva la 12-13 ani, ceva de genul. Și am mers cu sora mea, cu mama. Și mama mi-a spus, Raluca, vezi că vin niște femei din America, niște femei cu bărbați slujitori care se roagă pentru oameni, să vezi ce frumos îi, că o să ridice mâine pe sus, e atâta har, mi se ridică părul pe mine și tot îmi explica ea cât de bine se simțea ea, știi? Și eu eram ceva de genul, Doamne, dar ce ai mama, că eu nu te înțeleg, adică eu nu experimentasem bucuria mântuirii, știi? Și m-a chemat cu ea, m-a pus acolo, la un moment dat să ridică toată lumea în picioare și face chemare și zice, cine vrea să ne rugăm, ne s-au pus în cerc, așa, că așa fac americanii, din câte am înțeles, și o cheamă și pe maică mea.
Și se duce mama cu mătușa mea, că era și mătușa mea, și ori început să plângă, și ori început să fie cercetate, și eu stăteam pe telefon în bancă, eu cu sora mea și râdeam, că zic, uite și pe ăștia ce-au luat-o razna. După care vine maică mea la mine și zice, Raluca, te rog eu frumos, și plângea, te rog eu frumos, vină cu mine față să se roage pentru familia noastră. Și am mers, pentru că era mama și mi-era milă de ea să nu se supere, și în momentul ăla, Andrei, când am ajuns acolo, am închis ochii și chiar dacă inima mea era împietrită din cauza păcatului, pentru că știi că păcatul efectiv îți împietrește inima și nu simți absolut nimica, a venit o femeie din America la mine și mi-a spus în felul următor, vorbea în engleză și cineva traducea, eu nu știam engleză pe atunci, și zice, fată, Dumnezeu îți vorbește astăzi, ia minte, notează-ți data de astăzi. Și eu m-am speriat, zic, Doamne, ce are femeia asta, o nebunit, zice, eu foarte mult eram așa, știi? Și zice, mama s-a uitat așa, Raluca, acum, ia-ți-o, fă și un pic, notează tot. Și zice, n-am nimic ca să spun altceva decât că Dumnezeu te iubește și trebuie să-ți notezi data de astăzi. Și asta s-a întâmplat, nu mai știu, deci eu aveam 11-12 ani, când ești acum am 19 ani, și după nu știu câți ani, nu pot să zic acum câți ani, că nu știu exact data, dar după foarte mulți ani de când a trecut de atunci, mi se pare că a trecut o veșnicie, de a spun așa. A venit la mine, a venit la mine momentul acela de întoarcere, știi? Dumnezeu a început deja să mă prelucreze abia după câțiva ani. Adică am început să merg din cauza bunicii mele și din cauza mamei mele care erau la biserică și mergeau, ele tot mă chemau la biserică. A trecut momentul ăla cu Oradea, am plecat acasă, mi-am notat data, nu știu ce, și am ajuns acasă. Și după câteva luni mă cheamă la biserică bunica mea. Hai că știi că e o tabără, că știi că nu știu ce, că o să facă cu tinerii, hai la biserică. N-am nimica de pierdut, hai că merg. Și am mers și în momentul când am dus era seara de tineret. Atât de mult m-a cercetat Dumnezeu în seara aia, deci am intrat acolo în mediu creștin și așa, cu toate că eu veneam dintr-un alt mediu și mi-eram ceva, wow, ce fac cu oamenii ăștia, nu înțelegeam nimica pe acolo. Și mi-a plăcut, am mers și a doua oară și am mers și a treia oară și liderul nostru de tineret a fost un om care Dumnezeu a lucrat prin el ca eu să mă întorc la Dumnezeu. El mi-a fost foarte mult alături de mine. Deci în momentul când el m-a văzut în biserică ca nou venită, el a venit la mine și a început să-mi zică, cum te cheamă, ce faci, tu ești sora lui Ioana, știa că bunica mea e în biserica aia, a început să vorbească cu mine și la un moment dat Dumnezeu mă făcea cum ar veni să am drag de biserică, să am drag de a merge cu ceilalți, am început să merg cu ei în tabără, am început să merg ușor, ușor, știi? Și în momentul ăla, Dumnezeu a făcut în așa fel, prin omul ăsta, să mi se facă drag de Dumnezeu. El tot timpul m-a învățat, uite, Raluca, e bine să citim Biblia, Raluca, e bine să facem asta, e bine să facem asta. Exact. Și vreau să zic că atât de mult m-a cercetat Dumnezeu, deci efectiv nu era zi în care să vin la biserică să nu plâng. Deci mergeam și plus de asta mergeam și se ruga pentru mine, știi? Că eu tot timpul ziceam, Bogdan, nu pot să scap de țigări, Bogdan, nu pot să scap de aia, nu pot să scap de aia, ajută-mă! Și tot timpul se ruga pentru mine și zicea, Raluca, dacă ai încredere în Dumnezeu, Dumnezeu va da biruință. Și patosul ăla pentru Dumnezeu, râvna aia pe care o avea pentru Dumnezeu, m-a transformat în același om pe care este și el acum. Și m-am bucurat foarte mult, am început să merg la biserică și gândește-te că anul trecut, în aprilie, după ce am început eu să merg la biserică, am auzit de o stăruință. Și am auzit că se face stăruință la noi la biserică. M-a chemat Bogdan, a zis, Raluca, hai că se face stăruință, vii la noi la biserică, nu știu ce. Aveam foarte multe lupte. Deci gândește că eu n-am, dacă am să-ți povestesc, am o grămadă de momente care s-au întâmplat în viața mea și diavolul s-a luptat pentru mine extrem de mult. După ce am avut luptele alea și am intrat așa într-o depresie cruntă, pentru că gândește, eu în momentul când m-am lăsat de toate chestiile astea, a fost în perioada carantinei. Și Dumnezeu, în perioada de 3 luni cât am stat noi în casă, efectiv am stat cu Biblia asta în față și am citit în continuu. Ce fain, ce fain. Da, deci asta m-a schimbat pe mine. Am luat Biblia. Deci uite, cuvântul, o mică concluzie, cuvântul care schimbă vieți, a schimbat anturajele, dar bineînțeles, cum spune tot Mântuitorul nostru, când dracul părăsește o cămăruță, se face acolo curat, nu știu cum, dacă nu ești pregătit și dacă nu te încarci, vine cu alte forțe. Exact. Și mă gândesc că ai fost din nou ispitită, dar ce s-a întâmplat? Momentul convertirii în care... Momentul convertirii mele a fost în momentul în care am primit Duhul Sfânt. Atunci am putut să renunț. Eu nu știam că mama mea se ruga,
pentru mine ca să pot să scap de țigări. Eu nu știam că mama mea se punea pe genunchi și zicea: Doamne, fă opera Luca, așa zicea: Doamne, fă opera Luca să nu mai placă petrecerile. Fă opera Luca să nu mai asculte melodiile alea. Da, niște, da, că veneam acasă și ascultam melodiile alea în continuu și maica mea se supăra pe mine, știi? Și mama s-a pus pe rugăciune foarte puternică, la fel cu bunica mea. Și eu în carantină am avut momentul transformării mele, momentul convertirii mele și vezi momentul liniștea aia, exact, unul la unul cu Dumnezeu. Exact. Când nu mai este, știi, nimeni de ce? Spune. Pentru că am scăpat de anturaje. Și n-am mai avut influență să-mi zică prietenii: hai să ieșim la o petrecere, hai să mai ieșim acolo, hai să ieșim, știi? Și mi-am găsit tot refugiul meu și până la urmă aveam un gol în inimă care nu putea să-mi umple nimeni. Deci îmi zicea mama când s-a pocăit ea că: Raluca, simt un gol și nu poate să-mi umple nimeni decât Dumnezeu. Și am simțit chestia asta și eu în carantină. Și pentru că am citit Biblia în fiecare zi în carantină, am început să mă apropii de Dumnezeu. Deci prin Biblie eu m-am întors 100% la Dumnezeu și știu asta exact, știi? Deci încurajarea ta pentru cei care nu se pot întoarce la Dumnezeu, citesc Biblia. Să citească Biblia Dumnezeu în fiecare zi. Exact. Foarte fain. Și au fost acum momentul botezului cu Duhul Sfânt la tine la biserică. Da. Da. Dar ce m-ar interesa foarte mult acum, că asta discutam și înainte de podcast, mărturia este deosebită. Și cu alte ocazii vom mai vorbi. Deci asta nu-i singura dată când veniți la podcast, deci vă garantez. Ascultați-mă ce vă zic. Dumnezeu ne-a dus împreună cu un scop. Însă, ce te-a chemat Dumnezeu să faci mai departe? Cred că asta este lucru bun. Ai fost în lume, ai cochetat cu una, cu alta, e fain. Ce ai făcut? Ce faci acum? Am accentuat faptul că Biblia mi-a schimbat viața și mă tot rugam la Dumnezeu și zic: Doamne, pentru ce m-ai scos din lume? Astea erau foarte rugăciunile fain mele, cred că de 6 luni mă tot rugam la chestia asta. Și am: Doamne, dacă m-ai scos, fă-mă să fac ceva pentru tine, pentru că eu consider că e o blestemie la adresa lui Dumnezeu să stăm pe o bancă și să nu slujim pe Dumnezeul cel viu. Să fii sămânțar. Exact. Sămânțarul ce faci? Să arunci semințe, da. Zicea fratele Cristi Bariu că mulți aleargă, dar puțini aleargă, dar mulți care aruncă semințe și se uită la cei care aleargă. Și mi-am dat seama de chestia asta și am zis, m-am pus pe rugăciune și am zis: Doamne, pune-mă în primă linie. Foarte fain. Foarte asta a fost fain rugăciunea mea. Și chiar vorbeam cu Oli și spuneam că: Oli, hai să ne rugăm să ne descopere Dumnezeu ce trebuie să facem noi pentru Dumnezeu, să nu stăm așa pe bancă în biserică, să ne implicăm în biserică, să ne implicăm în slujire, să facem. Și în momentul ăla m-am tot rugat: Doamne, descoperă-mi, și stăruiam efectiv pentru să-mi descopere Domnul care-i calea mea și de ce m-a scos din lume. Și am auzit, asta a fost de fapt ceea ce vreau eu să fac acum în introducere, Dumnezeu mi-a vorbit la nivelul minții și mi-a spus așa: Raluca, am o chemare specială pentru tine. Și am zis: Doamne, eu ori în capul meu, ori nu înțelegeam exact, pentru că eu eram foarte, nu eram familiarizată cu Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt chiar vorbește foarte mult la nivelul minții, știi? Și am zis: ok, dacă e voia ta, adu, Doamne, acel special acum, în perioada asta. A început anul ăsta, 2022, în ianuarie, am început să fac, mi-am luat Biblia, și am citit din ea. Și în momentul când am citit din Biblie, am început să îmi subliniez, pentru că eu așa fac, îmi subliniez anumite versete, pun semne ca să-mi fie mai ușor să citesc acasă Biblia. Și în timp ce făceam chestia asta, îmi vine o idee în cap, după ce m-am rugat, chiar ziua când m-am rugat, după ce m-am rugat. Și zice așa: ia tu o Biblie, scrie un mesaj pe copertă. Deci asta le-am auzit la nivelul minții. Poți lua puțin Biblia ta, te rog. Da, asta n-are mesaj pe copertă. Dar, deci, uitați-vă, oameni buni, cum arată o Biblie personalizată de sora noastră Raluca. Dacă vedeți aici, sunt fel de fel de, cum se cheamă asta? Semne. Sunt fel de fel de semne în care îți arată diverse versete, da, anumite lucruri. Când cineva ia o Biblie și nu știe cum să o citească, de exemplu, deschide și vede: hei, uite, ce frumoase sunt aceste versete. Și are aici anotat frumos. Și ăsta este gândul pe care ți l-a dat Duhul Sfânt ție, să personalizezi. Exact. Ce fain, ce fain. Și asta e o fain. Am o grămadă de povești, pentru că eu când am făcut chestia asta, prima oară am dat o Biblie personalizată la vară mea. Și vară mea avea și o Biblie nepersonalizată, adică normală, și o Biblie personalizată. Și mi-a zis în felul următor: iar vine pocăita la mine cu Biblia personalizată. Și am zis: ascultă-mă bine, asta e de la Dumnezeu. Aici Dumnezeu mi-a pus în gând chestia asta ca să-ți fac ție, ca tu să o citești mai ușor și ca Dumnezeu să-ți vorbească personal pe cauza ta. Și în momentul când am văzut Biblia, s-a uitat la mine și a zis: wow, câtă muncă e acolo. De seama, ți-a undeva la o oră și 40 de minute să faci o Biblie din asta. Cu tot deci cum... îți spun, ai avut o influență
foarte frumoasă spre verișoarele mele care și-au venit în Cluj. O văd acum că mă mai întâlnesc cu ea. Când are timp și așa Biblia, Noul Testament, își notează versete, una alta, le încercuiește și mult mai ușor să dai mai departe. Și cu ocazia unui alt episod o să vreau să discutăm despre mărturii pe care Dumnezeu le-a adus prin lucrarea asta frumoasă pe care o faci. Este o lucrare extraordinară. Deci am văzut de unde te-a scos Dumnezeu, cum te-a schimbat în viața ta, cum te-ai eliberat de droguri, de toate lucrurile astea, cum te-ai eliberat? Prin cuvânt. Eliberare exact. Prin cuvânt. Gigo, este un principiu, garbage in, garbage out. Gunoi bagi în tine, gunoi ești scos din tine. Bagi cuvântul lui Dumnezeu în tine, cuvântul lui Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată, cărarea, spunea psalmistul, îndreptându-se după cuvântul său. Cum poți să nu mai păcătuiesc? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu mai păcătuiesc. Și asta mi se pare fundamental și esențial. Raul, că mulțumesc foarte mult. Repet, o să mai facem un episod. Și acum vreau să vorbesc cu tine, dragă Oli. Mulțumesc mult că ai lăsat-o mai întâi pe prietena ta. Oli, pentru cei care se uită acum la tine, spun în felul următor. Ești băiat simpatic, din familie de pocăiți, ești creștin, un alta se vede că iubești Dumnezeu. Povestește puțin despre trecutul tău. De unde te-a scos pe tine Dumnezeu? M-am născut într-o familie de pentecostali. Am crescut în biserică până la vârsta de... În jur la 16-17 ani am umblat zilnic în tipul bisericii, duminica, marța, joia, cântat în cor, am făcut slujbe, mergeam la oameni săraci, la ajutoare, ajutam. Deci eram foarte implicat. Implicat în viața bisericii, cu familia. Da. Cu... Automat după ce am plecat în Franța, în Paris, și pe la vârsta de 16-17 ani deja am început să am un pic de anturaje la fotbal, jucam fotbal și de acolo cu prietenii mai ieșeam după fotbal, una alta. Uite, trebuia să-mi spui că te așteptăm azi la un meci de fotbal, îmi place. Messi sau Ronaldo, spune? Ronaldo. E bun, Domnul Iisus te binecuvânteze, în sfârșit. Sunt foarte bune amândoi, dar nu știam că ai pasiunea asta pentru fotbal. Și, na, cum prietenii mai ieșeam, nu știu ce, după un timp am plecat în Franța. În timpul școlii, în vacanță, plecam în Paris și am început să am așa, un anturaje mai cu oameni din azi. Am început, după ce am terminat școala, am început să lucrez în Franța, în Paris. Deja eu, adică toate lucrurile care le fac, nu trebuie foarte mult ca să mă descurc în ele. Deci văd o chestie, o văd cum se face, a doua oară știu să o fac. Dar și, o atitudine de la Dumnezeu. Și la 20 de ani deja aveam oameni la lucru. Eram foarte implicat și automat am început să fac bani, dai seama odată ce faci bani, ai oameni la lucru. Și la un moment dat am lucrat cu un evreu și am primit o țeapă destul de mare. Și automat... Se poate vorbi despre țeapă asta sau nu? Se poate. Spune, deci, chiar îți curios. Am luat un șantier la 300 și ceva de metri pătrați, un restaurant în mijlocul Parisului. Și da, deci am făcut un preț la început. După care mi-a dat un avans și am așteptat cum ar veni, deci era perioada foarte scurtă, din cauza că era în timpul verii, în august, nu era foarte multă lume în Paris, deci toată lumea pleacă în vacanță și Paris e un pic mai liber în timpul care vin, dar toți francezii sunt plecați. Și e o perioadă un pic moartă, cum se zice așa. Și în timpul ăla trebuia să facem un restaurant de 300 de metri pătrați, îți dai seama, în 3 săptămâni, deci... Ceva, da, foarte mult. Și am avut în jur de 7-8 oameni la lucru și cu tipul ăsta cu care lucram, da, am făcut cum ar veni la sfârșitul șantierului, primesc banii și chestiile astea. După, deci lucram de la 8 dimineața până la 12, aveam în jur de 7 oameni, deci non-stop lucram cu ei la cot, că înainte eram așa mai... 8 până la 12 noaptea? Da. Deci ca să terminăm, pentru că era foarte mare, deci aveam trei băi, aveam bucătăriile de făcut, aveam roboți, da, deci piatră rustică, deci era foarte... Și am zis că gata, acum dau lovitura, o grămadă de bani, îmi ieșa în jur de vreo 1500 de euro prin 2012 la zi, deci pentru mine. Și zic acum dau lovitura, nu știu ce, și când colo... Am plecat după ce am terminat, am vorbit cu proprietarul de la restaurant, a zis că virează banii în cont la care avea firma, eu eram cum a venit a doua sau a treia mână. Și deci
proprietarul stătea cu noi pe șantier, vorbea cu noi, deci lucra cot la cot, el făcea o grămadă de bani, spunea că câștigă în jur de 25.000, 30.000 pe noapte cu restaurantul. Deci avea potențial, da, avea potențial. Și i-a spus la băiatul care lucram că îi bagă bani în dată cu tare, nu știu ce. Și cât colo eu n-am mai putut să stau, adică așteptam să-mi intre banii, zicea că pe 4-5 septembrie virează banii și deja noi am terminat prin 20 și ceva august. Să plec în țară, până intră banii, sunt în țară, aștept și dintr-o dată nu, când am ajuns în țară, nu mai intra banii. Deci am așteptat, au venit 4-5 august, îl sun, că nu, încă nu au intrat și tot chestii din astea. După un moment dat l-am sunat, zic, nu mi-am răspuns la telefon. Și deci trebuia să primesc o sumă, trebuia să plătesc oameni, trebuia să... La mulți le-am dat din banii mei, cum ar veni la oameni să fie în regulă și cum ar veni m-am lăsat să primesc banii la sfârșit. Și la un moment dat nu mai răspuns la telefon. Și ce să fac? M-am întors în Franța, am început să caut, să nu știu ce. După aia am început să vorbesc cu oameni puțin mai dubioși care se ocupă cu bani de recuperat și chestii din astea. Și atunci am vorbit, să dau un procentaj ca să-mi recupere banii. Și automat atunci am intrat în anturaje din astea, cum ar veni. Ei fumau, beau și am început și eu să fiu cu ei prin asta. Și după am trecut peste episodul ăsta, am rămas așa dezamăgit. Deci n-am mai început să merg la biserică, când am văzut că s-a întâmplat chestia asta. Că îți dai seama, eram tânăr la 20 de ani, să iei o țeapă așa. Și am început să nu mai umblu la biserică, să umblu numai cu oameni din ăștia. După, eu nu m-am oprit aici, am continuat în continuare să fac bani, nu știu ce. Deci am început să am anturaje, să mă duc în multe țări, deci am fost peste 30 de țări în vacanțe, numai în vacanțe, deci și îmi permiteam cam orice, deci o vacanță, probabil în ultimele vacanțe costau câte 10.000 de euro vacanță, deci și am început să am anturaje. Deci Dumnezeu ți-a dat o anumită inteligență să poți, știi, să fii un bun lucrător cu mâinile tare, să înveți odată o memorie bună, după asta te învăța să faci bani și mai departe și tu practic tinerețea ți-o cheltuiai, să spunem, da, în lucruri pe care unii, ai zis 30 de țări, care ar fi câteva, nu știu, să spunem 5 țări care sunt wow, la care unii oameni nu pot să ajungă? Am fost de vreo 3 ori în Dubai, în Bali, Singapore, în Mexic, am fost în Thailanda de vreo 3 ori. Wow, deci n-am fost niciodată. Deci, mă gândesc că îți răpește privirea când ajungi acolo. Da, e super. Deci rămâi cu amintiri plăcute și când am ajuns prima dată în Republica Dominicană, deci senzația aia de climă, deci altă climă, deci o simți pe pielea ta, deci când cobor din avion simți că e altceva, știi? E un alt deci, univers, da. Da. Și totuși ai fost în locurile astea și ai dat peste oameni infecți. Deci petreceri, țigări, băutură, droguri, toate erau în jurul meu, cluburi, distracții, deci și erai pe moment fericit și după nu mai. Deci mergeai în vacanță, te distrai, vedeai poze pe Insta, Facebook, chestii, oamenii se uitau la tine ca și cum. Și o luai de la început, după ce treceau astea, o luai de la început și parcă nu erai împlinit, nu erai satisfăcut. Zicea, când ascult acum mărturia ta și vreau să vă apreciez pe amândoi, că v-ați făcut vulnerabili și aveți curajul să spuneți lucrurile astea, pentru că sunt alții care trec prin lucrurile astea și nu au curaj să le spună și asta Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar mi-aduc aminte un verset așa de fain pe care zicea Mântuitorul, ce folosește unui om să câștige toată lumea că își pierde sufletul? În viața mea n-am văzut 10.000 de euro, în viața mea n-am văzut țări din astea de care spui tu. Dar uite că se poate, întrebare scurtă, aduc banii fericirea, da sau nu? Nu. Aduc petrecerile fericirea? Nu. Aduc drogurile și toate lucrurile astea? Nu. Nu. Era un gol în interiorul tău, ce căutai tu de fapt? Ce așteptai să întâmple acolo? Eu tot timpul știam că odată și odată o să mă întorc la Dumnezeu, pentru că familia mea, aveam o familie penticostală și se rugau, aveau zile de post special pentru mine și îmi spuneau că ce fac, nu fac bine, deci eu știam multe chestii, deci cum am crescut în biserică, îți dai seama că câteodată mă loveam de ele, știi? Și dar faptul că ți-au arătat har,
Nu, da. Mă gândesc, adică nu... Adică ei m-au învățat unele chestii, știi, și eu degeaba mă duceam și... Deci eu căutam fericirea, dar nu găseam, știi, căutam să fiu împlinit, dar nu era, știi, și tot mă gândeam, bă, dar mai bine era dacă eram în biserică, mai bine, că era mai împlinit, eram când să plec în Franța, nu, poate n-aveam banii suficienți, mă duceam la un fotbal și eram fericit sau chestii cu prieteni adevărați și cum ăsta și după umblam prin Thailanda, pe iaturi și mii de euro și nu era, deci... Dacă... De un sentiment asemănător. Eram odată la o petrecere, am mers cu niște colegi de la lucru și o sunt de părere că trebuie să mergi în contextele anumitor oameni ca să vezi, domnule, realitatea în care sunt vârt oamenii ăștia. Nu poți stai doar în copacul tău, că Dumnezeu nu crema să facem lucrul ăsta. Dumnezeu stătea între femei ușoare, stătea între oameni din aia și aducea lumina. Și era o scenă la un moment dat, bineînțeles, că unde mă duc și asta am oameni care se roagă pentru mine, soția mea, știi, și așa. Și era un moment în care... În fumul ăla de țigară, era în open air, open space, spațiu deschis, în fumul ăla de țigară, în întunericul ăla, când unii beau, alții dansau, o imagine așa dezolantă, am început să mă rog, am început să citesc Biblia, scot telefonul frumos pe masă și am zis, dau, unde se deschidea aplicația acolo? Și am început să citesc, voi sunteți ai luminii, voi sunteți chemați să fiți sare într-o lume fără sare, voi sunteți chemați să fiți lumină în întuneric. Și la masa aia, printre... N-am băut nimic, azi creștin, nu beau, nu fumez. În masa aia am purtat cele mai profunde discuții despre creștinism cu cei care fumau și asta. Și am văzut cum în mizeria respectivă Duhul Sfânt se coboară. Dar îi vedeam la ei și am zis, ești fericit? Și la un moment dat vorbeam cu cineva la masă, băi, și a început să plângă. O zis, băi, nu pot să fiu fericit. Este ce, înțeleg că este ceva mai mult de la viață. Dar lipsa aia de fericire încearcă să-și o înece cu alcool, cu droguri, cu fel de fel de lucruri. L-am întrebat pe un măi, uite, tu consumi, avea ceva, țigară electronică. Păi da, asta fericire. Nu, dar nu pot să mă las, dar nu știu cum. Și Hristos tocmai între oamenii ăștia ne-a chemat să aducem lumină. Și acum te-aș întreba, dragul Oli, asta a fost trecutul tău, mulțumesc că l-ai descris, chiar te apreciez foarte mult. Cum te întorci tu la Domnul? De la banii ăștia, de la lumea asta flash, așa... Am avut o perioadă în care simțeam că trebuie să mă întorc, dar nu puteam. Deci încercam să... Voiam să fac bine, dar rău era lipit. Da, și tot mi s-a întâmplat o chestie. 2-3 săptămâni încercam să fiu ca lumea și după iară. Și în Thailanda, în ultimul an, mi s-a întâmplat o chestie că am avut Deci am fost la un party, după party am mers pe plajă și am intrat în mare și am avut crampe și era să mănânc, știi? Și pentru atunci... Am făcut un not cât am fost mic, pentru cine nu cunoaște, când te iau niște crampe în apă, numai Dumnezeu poate să te scoată de acolo sau trebuie să fii foarte, să ai o tărie de caracter, să fii calm în momentele respective, să știi cum să-ți manipulezi corpul ca să nu te mai doară. Dar e grav când se întâmplă obicei. Tot așa am spus și eu, să fiu calm, să fiu calm, mi era rușine, era cineva în apă, era steag roșu, deci nu aveai voie, că era, a fost furtună pe mare și era foarte agitată marea, curenți, și am zis să mă calmez, a stat vreo 10-15 minute, sigur, așa, și după am încercat să sar valurile, m-am întors cu spatele la plajă, știi? Și, da, și vedeam valurile și le săream și încercam să mă lovesc cu pumnul în mușchi, să își dea drumul piciorul și automat am ajuns la vreo 150 de metri de mal și am văzut că, bă, omule, că nu mai pot să înot până la plajă, până... Și am zis că hai că strig, știi? Și atunci cineva a venit și m-a scos din apă pentru că eu încercam să înot. Notam, aproape să ajung la mal, mă prindeau crampele iară. Iară încercam să îmi revin, iară mă duceam și eu. Și am zis că mă, dacă scap de aici, mă liniștesc cu totul și chestia asta. Și asta m-a pus așa un punct, cum ar veni, să mă gândesc mai bine ce am de făcut. Și am zis că bă, am încercat de toate, am fost în atâtea țări, am făcut ce am vrut, am făcut. Am avut bani, după aia în Franța, deci aveam prieteni care erau jocuri, nu jocuri de noroc, erau ceva chestii în astea de gratat, deci se duceau bani pe acolo, deci eram foarte prins în chestiile astea lumești, să le spun așa, care fac practic toată lumea și cred că nu e nimic rău, dar
te ține stresat, deci te ține apăsat, te gândești pariuri și ești tot timpul prins de ceva și tot timpul te trezești. E ca un lanț, da, pe care l-ai legat de picior, încerci să fugi, da, nu mai poți. N-am. Și după am zis că mai bine renunț la toate și îmi sunt liber și chestiile astea. Și după chestia asta ce mi s-a întâmplat în Thailanda, m-am dus în Bali, am stat calm. Deci chiar s-au mirat prietenii mei cum de nu sunt așa calm, că ce s-a întâmplat? Zic, bă, nu mai vreau, vreau să profit de vacanța asta, vreau să stau liniștit, să mă odihnesc, că tot timpul mergeam în vacanță și veneam mai obosit, ca să, să înțelegi. Deci tot nopți nedormite, du-te, fă aia, fă aia altă, făceam multe chestii când mergeam în vacanță, deci de nu mergeai să te odihnești, să te relaxezi. Și automat am zis că să pun punct și să încep. Și m-am gândit să renunț la Franța, deși câștigam, deci, foarte bine, deci... Și tu făceai undeva lunar 10.000 de euro. Da, cam banii mei de, care mi-intrau în buzunar, făceam în jur la 7-8.000 de euro când am plecat din Franța, care mi-intrau în buzunar. Deci, erau prin firme băgați și când cum îi scoteam și chestiile astea, cam atâta rămâneam. Și am zis că renunț și vin în țară, îmi deschid ceva aici, îmi fac un proiect și după am ajuns la biserică, am început să umblu la biserică și m-am hotărât să mă botez. Ce fain, ce fain. Și după botez, am făcut botezul, dar nu eram 100% întors. Să zici că am făcut botezul, că am știut că o să mă transform în timp. Și după am început să umblu mai mult la biserică, să fac mai multe chestii și am întâlnit-o și pe Raluca la biserică și acolo ne-am cunoscut. Ce fain. Și Domnul ne-a pus în slujire pe amândoi cu proiectul acesta de anul ăsta și... Măi, ce conștientizez că trebuie să ne apropiem și de final? Omul poate să-și dorească să facă multe lucruri, dar dacă nu are puterea și înfăptuirea, nu face nimic. Da. Mă uitam la, e ca și cum ai un rac care este pus într-o găleată și el încearcă să dea din cleștiul lui să urce, dar nu are ce să se prindă. În momentul în care primești Duhul Sfânt, în momentul în care ai Duhul Sfânt în tine, ești o făptură nouă și așa mai departe, El îți va da și puterea și înfăptuirea. De asta tensiunea din inima Apostolului Pavel din Romani, capitolul 7, este: Doamne, nu pot să înțeleg răul ăsta pe care l-am în mine. Vreau să fac bine, dar n-am puterea. Și după asta spune în capitolul 8, versetul 1, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Domnul Iisus Hristos. Și văd în viața ta, Oli, un lucru care mi-a fost rar dat să aud. Băi, ai avut acces la toată lumea asta. Ai gustat din aia, din aia, din aia, din pe... Și cine știe ce înseamnă party, lifestyle, stilul ăsta, de... știi ce ai făcut. Dar e clar că e numai lucrarea lui Dumnezeu să-ți schimbe inima, să facă metanoia, schimbarea minții, să te transformi, să te pocăiești și să vrei alte valori. Că alea nu le poți, deci nu poți prin puterea ta, știi? Da, da. Și îl laud pe Domnul acum pentru asta. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, ca și cuplu, ca familie, când veți fi. Și am o ultimă întrebare pe care o pun la fiecare invitat. De ce Iisus? Pentru că sunt mai fericit, mai împlinit, deci e altă senzație, deci mă trezesc cu alt chef de viață, un scop în viață, deci cu... Deci Iisus când te schimbă, nu doar că te schimbă viața, îți dă un scop nou. Pentru ce trăiesc acum? Eu trăiesc pentru cer, sunt cetățean al cerului. La tine era Luca, de ce Iisus? Pentru că mi-a salvat viața. Cred că este cel mai frumos răspuns. M-a scos din întuneric, m-a făcut lumină. Și acum datoria mea e să slujesc toată viața și să spun la toți, efectiv la toți și la cine am ocazia, că Iisus Hristos este Dumnezeu. Ce fain. Și că El este Mântuitorul meu și că poate să schimbe orice viață. Și dacă pe mine și pe Olin i-a schimbat și ne-a adus destinele împreună, pe el chiar l-a adus, a făcut botezul exact în anul pe care l-am făcut eu. Și Dumnezeu ne-a unit efectiv așa de frumos ca noi să lucrăm acum pentru Dumnezeu împreună și asta îndemn pe toți, să le aleagă pe Iisus. Care ar fi un îndemn pe care l-ați dat pentru tinerii care vă urmăresc acum? Cum să trăiești viața ca creștin? Care sunt anumite practici pe care voi le faceți? Și de data asta am să încep cu tine. Tu care ai venit din lume, ce faci acum ca să, nu știu, ca să te păstrezi ca și creștin, știi? Să încerce să umble la biserică, cel mai important.
Comunitate, deci comunitatea de credincioși. Anturaj de credincioși, deci anturajele foarte rele sau anturaj, hai că ăla nu face, nu fumează sau nu. Dar după un timp mergi, ăla nu fumează, dar vine un prieten de-a lui care fumează. După vine ăla, mergi în anturaj și așa te depărtezi. Deci de evitat foarte mult anturajele, cel mai mult. Păi cum spune în psalmul 1, tot fericit este omul care nu se duce la sfatul celor răi. Un alt sfat? Deci, un alt sfat e rugăciunea. Să încerce să roage, să îi ajute Dumnezeu ca să... Fără rugăciune, deci dacă nu te rogi, nu... Deci rugăciunea pe primul, al doilea loc, să zic așa, e necesară, foarte necesară. Zicea un autor pe care îl citesc, Leonard Ravenhill, care a scris faimoasa carte De ce întârzi trezirea, rugăciunea este sângele sufletului. Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul lui și este minunat. După aia, cum ne întărim noi? Zicea Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 17, rugați-vă, ne încetați, fim conectați. Mersi mult, Oli. Tot ce sfaturi ai avea pentru tinerii care te urmăresc, pentru fetele care sunt după parting, după una alta? Și... Ce sfaturi ai avea? Cum să trăiești ca creștin? Am citit și eu așa un citat și zicea că puterea spirituală a noastră, ca și creștini, este dată de devotamentul nostru față de Biblie și de rugăciune, ce a zis și Oli. Pe primul loc să citească Biblia. Biblia mi-a schimbat viața. Pe al doilea loc să se roage foarte mult și să fie sincere în rugăciune. Și nu numai ele, ci toată lumea care se uită la asta, fiți sincere în rugăciune și vorbiți cu Dumnezeu ca și cum ar fi cel mai bun prieten. Iar pe locul 3 aș pune biserica. Deci Biblie, rugăciune și biserică. Fără astea trei, nu poți să trăiești o viață de creștin. Foarte fain. Mă bucur mult că ați spuntat și ideea despre biserică, pentru că, foarte interesant, Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat să fim călugări. Nu ne-a chemat să fim acei oameni segregați care stau într-un loc, gata, noi suntem clasă specială. Ne-a chemat din lumea asta să fim cetățeni ai cerului, să fim creștini, Cristofor, purtătorii Hristos, dar după asta să fim din nou lumea asta, lumină, să fim lumea asta sare, să fim un model și un exemplu. Dragilor, este o mare bucurie că am putut să ne întâlnim, să vorbim. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și o să vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și poate data viitoare voi veni și eu în Timișoara, stați așa? Deva. În Deva. Data viitoare o să vin și eu undeva la voi și mulțumesc, Domnului, că mi-ai dat niște prieteni. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Dragi ascultători, dragi telespectatori, ați văzut ce lucrare frumoasă poate să facă Dumnezeu cu doi tineri care au spus, m-am săturat de gunoiul lumii astea, nu sunt împlinit, nu sunt fericit, am nevoie de Domnul Iisus Hristos, am o problemă cu păcatul din viața mea. Numai Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să dea o viață nouă, numai Domnul Iisus Hristos este Cel care te poate ierta de păcatele trecute, prezente și viitoare. De ce? A murit pentru păcătoși la cruce. Vă îndemn să ascultați și alt podcast data viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Thank you.